Autoritățile municipale anticipează o creștere a numărului cazurilor de infectări cu COVID în perioada următoare și anunță reactivarea centrului COVID de la Moldexpo. Ministerul Sănătății, care a comunicat anterior despre conservarea acestui centru, nu a reacționat deocamdată. Despre reactivarea centrului COVID a vorbit astăzi în ședința online a serviciilor municipale șeful Direcției Sănătatea Primăriei, Boris Gâlcă. El a argumentat decizia prin necesitatea triajului mai rapid al pacienților infectați. Urmează să activăm departamentul COVID la Moldexpo pentru triajul sporit la coronavirus. Vom reactiva spațiile medicale pentru internare și tratament precoce a pacienților suspecți și confirmați cu COVID-19 la Moldexpo. Vom asigura fortificarea secției de terapie intensivă și reanimarea acolo. Precăutăm soluții urgente pentru asigurarea departamentului COVID-19 de la Moldexpo cu o stație de oxigen. Domnul Crudu de la Spitalul Sfânta Treimii a primit indicații clare pentru a reactiva spațiile de la departamentul COVID de la Moldexpo, anume pentru triajul sporit, anume la coronavirus. Acum două săptămâni, ministrul Sănătății spunea în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV că centrul COVID a fost conservat, ministerul dezvoltând capacități suplimentare cu paturi pentru reanimare în alte spitale. Centrul COVID la momentul de față este conservat, acolo sunt păstrate 5 sau 6 paturi de reanimare și 7 paturi obișnuite pentru COVID. Este mai mult ca trieri și vreau să subliniez încă o dată că centrul COVID când a fost deschis a fost deschis cu totul cu alt scop, deci de trierea pacienților. La momentul de față lucrurile s-au schimbat foarte mult. Noi avem teste în medicina de familie, pe ambulanță, peste tot. Nu mai este necesitatea de un așa centru COVID, cu atât mai mult că acolo condițiile sunt așa cum sunt. Cei de la primărie acuză ANSP-ul că în plin val de pandemie, când mai în toate țările a fost depistată nouă variantă a coronavirusului Omicron, la noi au fost efectuate doar două secvențieri. Cei de la ANSP spun că vor veni cu o replică în conferința de presă de mâine. Având un asemenea echipament utilaj performant, care nu toate țările în zonă pot să se laude, echipamentul parvenit de la OMS, secvențiator de ultima generație, și până în prezent, fiind adus în Republica Moldova deja cel puțin 3 luni de zile, s-au făcut doar două secvențieri. Este o rușine. Oficial, noua tulpină Omicron nu a fost confirmată până acum în Republica Moldova. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în prima săptămână din noul an, numărul cazurilor de infectare în Moldova a înregistrat o creștere exponențială de peste 70% în raport cu ultima săptămână din 2021. Astfel, în perioada 3-9 ianuarie s-au înregistrat 3688 de cazuri noi de COVID-19. Partea bună e că s-au înregistrat mai puține decese în primele zile din 2022 față de ultimele zile ale anului precedent. În prima săptămână a anului în curs au fost raportate 66 de decese provocate de SARS-CoV-2, cu 32 mai puține decât în perioada 27 decembrie 2021-2 ianuarie 2022.